Gestul incalificabil făcut de primarul orașului Simeria, Iulius Bedea, nu a rămas fără urmări politice. Ieri, biroul permanent județean al PSD Hunedoara a decis schimbarea din funcția de președinte al PSD Simeria a lui Iulius Bedea, interimatul pe această funcție fiind asigurat de deputatul Ilie Toma. Având în vedere evenimentele petrecute în cursul zilei de 8 noiembrie 2023 în sediul primăriei orașului Simeria, mediatizate pe rețelele sociale și în mass media, analizând comportamentul inadecvat al primarului Iulius Gelu Bedea, biroul politic județean al PSD Hunedoara a decis suspendarea calității de membru PSD a domnului Iulius Gelu Bedea pe o perioadă de 6 luni și schimbarea sa din funcția de președinte al organizației locale a PSD Simeria. În funcția de președinte interimar a fost numit domnul deputat Ilie Toma, vicepreședinte al organizației județene a PSD Hunedoara. Partidul Social-Democrat nu admite derapaje de genul celor la care a asistat întreaga opinie publică. Avem convingerea că aleșii au datoria de a se preocupa în mod deosebit de bunăstarea comunității și de crearea unui cadru social echilibrat prin dialog deschis și implicare activă. De asemenea, interesele cetățenilor sunt mai presus de orice alte interese, iar PSD rămâne angajat în demersul de a susține dezvoltarea orașului Simeria, se menționează în comunicatul de presă. Liderii județeni PSD îl pun la punct și pe prefectul județului, care a postat pe pagina sa de Facebook imaginile cu ieșirea necontrolată a primarului. În același timp, biroul permanent județean al PSD Hunedoara constată cu îngrijorare că prefectul județului, domnul Călin Petru Marian, profită în mod abuziv de acest incident pentru a-și hrăni orgoliul și foamea de publicitate. Rolul prefectului ca reprezentant al guvernului în teritoriu este bine stabilit de legislația în vigoare și vizează respectarea legislației la nivelul administrațiilor publice și buna desfășurare a activităților instituțiilor deconcentrate. Derapajele prefectului județului Hunedoara, implicarea sa în influențarea anumitor comisii de disciplină, insistența cu care încearcă să-și impună punctele de vedere, astfel încât să producă haos și neîncredere în anumite instituții, trebuie să înceteze. Biroul permanent județean al PSD Hunedoara își manifestă încrederea că prefectul județului Hunedoara își va reanaliza conduita și va reveni la limitele prevăzute de lege. Sunt de părere liderii social-democrați hunedoreni. Tot în ședința de joi, biroul permanent județean al PSD Hunedoara a luat decizia schimbării din funcția de președinte al organizației locale PSD Petroșani a lui Ioan Rus. Interimatul va fi asigurat de către senatorul Cristian Resmeriță, prim vicepreședinte al organizației județene a PSD Hunedoara.